pe mine mă trimitea tata la un prieten de-al său din primul război mondial, care au fost pe front împreună, și acest prieten al lui l-a salvat. Deci era foarte grav rănit și el l-a luat de pe linia... Tatăl dumneavoastră era rănit. Da, și acest domnul Zaharia l-a luat și l-a cărat până la postul de prim ajutor și datorită lui a fost salvat. Și au rămas prieteni pe viață. Erau în același regiment și mă ducea la el, că avea o gospodărie, era în Chiabur din ăsta, cred că o fi fost și el deportat în timpul rușilor, că era sub ocupație și el a prins asta. Și vă spun, deci concluzia. Herța a fost o insulă de armonie. În 23 august 1939 s-a semnat la Moscova un pact de neagresiune între Germania și URSS, prin care cele două mari puteri, conduse de regimuri totalitare, își împărțeau sferele de influență în Europa Centrală și de Est. În baza acestui tratat și a prevederilor unui protocol secret, Uniunea Sovietică a ocupat în dauna regatului român, în vara anului următor, Basarabia, nordul Bucovinei și ținutul Herței. În ziua de 29 iunie 1940, ne-am trezit în dimineața acelei zile cu blindatele sovietice pe principala stradă a orășelului. Și n-au mai plecat de acolo, au rămas timp de un an de zile. Deci am trăit un an sub ocupația sovietică. Pierderile teritoriale din vara anului 1940 au favorizat instaurarea în România a regimului Antonescianu-Legionar, care s-a remarcat prin măsuri antisemite și crime ce au culminat în mod tragic în timpul rebeliunii legionare din ianuarie 1941. Prigoana asupra populației evreiești din România este o dramă la care trebuie să medităm perpetu. Părinții dumneavoastră cu ce se ocupau? Tatăl meu avea o brutărie. În acea brutărie, totul, bineînțeles, la acea vreme nu erau malaxoare, nu era mecanizare, astfel încât totul se lucra manual. Cuptoarele erau cu lemne, să tai lemnele acelea, să le aduci, să le ai stive, uscate. Animalele, pentru că transportul pâinii era făcut cu anumite mijloace cu tracțiune cabalină, respectiv cu arcuri, bineînțeles, să nu se turtească pâinea, așa cum era ea pusă, cu condiții, încât avea la lucru vreo 20 de oameni. În aceste condiții, în momentul în care, de exemplu, sovieticii au intrat și au ocupat Herța, el a fost considerat exploatator al muncii altora. Imediat, sigur, s-a naționalizat și brutăria, ca și toate celelalte din Herța, și pe carnetul de identitate sovietic, care s-a dat tuturor oamenilor maturi, au pus un număr, 39. Acest 39 este un indicativ pentru deportarea în Siberia, ca exploatator. Și alții au primit acest număr. Ce să vă spun? Sigur că după naționalizare a fost foarte greu să trăiești. De acum niciun fel de venituri. Bineînțeles că tot ce era, dânsul investea în această afacere pe care o conducea.
astfel încât trăiam și noi cum se putea. De lucru nu au obținut nimic. Dar să știți că toată viața acolo s-a transformat. A fost, adică nu era ca aici în România când știm că s-au făcut CAP-urile. Vreo 2-3 ani a durat, mai mult chiar. Acolo, în 2 săptămâni, toate pământurile țăranilor au fost luate și s-au făcut așa zisul colhoz, CAP. De pământurile moșierilor din jurul Herței au fost naționalizate și s-au făcut sofhozuri sau gospodării de stat. Toate magazinele au fost desființate, s-au făcut câteva tipuri din astea de alimentare, de asta. Meseriașii, atelierele meșteșugărești, toate au fost închise, s-au făcut câteva cooperative meșteșugărești. Practic, țăranii nu mai aveau cu ce să vină la piață, meșteșugarii nu mai aveau ce lucra, că ei primeau de lucru mai ales de la țăranii din jurul orășelului. Astfel încât toată viața economică a fost dată peste cap foarte rapid. Atunci am învățat și noi ce înseamnă statul la coadă. Te duceai să te dai la coadă. Pentru prima oară am aflat treaba asta. Ce înseamnă coada la un kilogram de zahăr sau la altele. Încât toată populația, și români și evrei, au resimțit imediat această situație. Au trecut aproape un an și pe 13 iunie s-au făcut primele deportări din toată Basarabia, Bucovina de Nord și din Herța. Și de acolo, de pe strada principală, au fost scoși și duși spre Siberia 39 de familii. Nu capii de familii au fost deportați. Familii întregi. Și din jurul Herței au fost foștii cheaburi, adică cei considerați că au avut cei mai buni gospodari au fost cheaburi imediat. Și ei au fost deportați în aceeași noapte. Noi și alți câțiva care au avut acest număr 39, dar nu mai locuiam pe strada principală, am fost lăsați pentru o altă serie. Ce pot să vă spun despre anul petrecut sub ocupație sovietică? Că doresc să precizez acest lucru, că și evreii și românii au resimțit în totalitate consecințele totalitarismului comunist. Primul transport a fost dus la Krasnoiarsk, dacă ați auzit de el, pe Ienisei, pe undeva, duși la tăiatul de păduri, chestiuni din astea epuizante și în condițiile frigului și fără, au trebuit să-și facă bordeie. Deci, ce vreau eu să vă spun este că dacă luați statistic, că am luat și statistic, din Basarabia și Bucovina de Nord, cifra evreilor deportați în cadrul întregii populații din Moldova, din Basarabia, a fost de 10%. Au fost evrei din totalul deportaților. Și populația evreiască, că se vorbește despre faptul că evreii au adus comunismul, l-au făcut. Acum să fim lămuriți, și între evrei au fost și comuniști, dar foarte puțini raportat la total populație. Iar evreii raportat la populația totală, ei erau 7%, 10% din evrei au fost deportați. Deci mai mulți evrei raportați la populație decât populație românească. Deci concluzia este următoarea. Această chestiune că că evreii au profitat de comunism, să știți că este o gogoriță. Eu am trăit pe pielea mea exact această situație și vă pot spune că este, și am văzut-o,
Sigur că au mai fost și profitori evrei, dar sunt între noi fie vorba. Au fost și autohtoni, foarte mulți care au profitat. Asta nu înseamnă că majoritatea nu a suferit. Deci toată populația, indiferent de etnie, să știți că a tras consecințele totalitarismului comunist. După începerea războiului împotriva Uniunii Sovietice, pe 5 iulie 1941, un vecin a venit la poartă și strigă lui tata: vedeți că, zice, trupele române sunt chiar la marginea Herței, au intrat în Herța. Și atunci tata, foarte bucuros, foarte bucuros, mă strigă: ce, vino cu mine să-i întâmpinăm, că am scăpat de deportarea în Siberia. Și tot așa, vesel, a început să meargă spre marginea orășelului, de unde puteau să vină trupele române. Și pe drum s-au alăturat încă vreo 8 evrei și vreo 20 de români. Eram un grup mare, vesel toți, că am scăpat de ocupația sovietică. Și în momentul când așa zărim și de departe de acum, căștile luceau în soare, căștile ostașilor români, erau căști metalice, știți, și era vară. Era vară, căldură mare. Așa ajungem noi acolo și odată un capitan, cunoșteam gradele, un capitan cu figură foarte severă, primul lucru, în loc de bună ziua, întreabă: care sunt jidanii între voi să treacă la o parte? Și indică un loc, era o margine de șanț. Și am ajuns și toți ăștia, vreo 10, ne-am îndreptat spre marginea de șanț. Și al doilea ordin a fost: descălțați-vă. Și ne-am aplecat cu toții și ne-am desfăcut și returile și când ne-am îndreptat, am dat jos încălțările și când ne-am îndreptat, vedem în fața noastră un grup de ostași cu armele îndreptate spre noi. Din grupul de români, care nu era departe de noi, așa, unul dintre ei a observat ce se întâmplă și și-a dat seama, așa, a judecat foarte rapid și a sărit odată, a făcut un salt și a fost în fața noastră, respectiv, și el a fost la rândul lui în fața armelor. Ce rețin este următorul lucru, vă dați seama că... Ce vârstă aveați? Aveam 13 ani, aproape 13. Și rețin foarte bine totul. Am observat că acest domn, nu-i rețin figura, pentru că a fost foarte rapidă treaba, își făcea asta, rețin, își făcea cruce. Și striga, dar disperat striga, i-a avut voce așa cum am răsunat în urechi. Ce faceți, domn capitan? Ăștia sunt oameni care au suferit de avalma cu noi, acest de avalma al țiuminte. Și atunci, din grupul de români care nu erau întâi atenți, au început și alții și au venit alături de el. Și atunci capitanul n-a mai avut cum să ordone foc și ne-a dat ordin să plecăm. Țiu minte că cei câțiva evrei câți eram, am plecat desculți, nimeni, chiar niciunul nu s-a plecat să-și ia încălțările, nu mai aveam nevoie de nimic și am plecat. Și mai țin minte încă o caracteristică. Pe tot drumul nimeni n-a scos o vorbă. Au fost adunați toți evreii din Herța și băgați în sinagogile din Herța,
ca un fel de arestare, pur și simplu. Cu pază. Arest la domiciliu. Nu la domiciliu, arest la sinagogi. Arest la sinagogi, da, iată ce interesant. După care, nu știu ce... N-aveau voie să părăsească sinagoga? Sau? Nu, sigur, că erai cu pază militară. Și pur și simplu, acolo nu știu ce am mâncat. Știu că ne era tot timpul sete. Și era o problemă, deci apa. Se aducea niște apă, dar era... Însă a treia zi au venit cu niște liste. Niște majuri din ăștia de... tutonieri, ceva cu liste, însoțite de câțiva bețivi din Herța care au ajuns să fie în așa zisă administrație provizorie și au început să strige. Vă mărturisesc că nici acum nu v-aș putea spune criteriile. Au strigat, au ieșit familii întregi la strigătul numelor lor și au fost executați fără niciun fel de judecată. 100 și ceva de oameni la marginea unei gârle în afara orașului și vreo 30 chiar într-o curte de gospodar din Herța. După divorțul de legionari, generalul Ion Antonescu a continuat măsurile dure asupra evreilor din România, iar în vara anului 1941 au fost organizate pogromuri de tristă amintire, precum și deportarea unei mari părți a populației evreiești în Transnistria. Era un cortegiu al durerii, ororilor și suferinței. Am fost convocat în jurul 10 august cu darabana, dacă știți ce se cheamă asta. Toba. Toba de asta ca să comunice. Și toți evreii din Herța vor fi deportați să-și ia câte lucruri pot duce. Și din piațeta orășelului ne-am adunat și am fost toți, unul n-a rămas, nici de sămânță. Și pe ziua de 10 august, într-o căldură formidabilă, îmbrăcați cu ce și asta ne-au dus pe jos. Și deportarea a fost făcută pe jos. Vă mărturisesc că mi-amintesc foarte bine totul. În ce sens totul? În sensul că toți mergeam păziți sub pază. Ne-am încălzit și mai rău, pentru că noi eram îmbrăcați ca să luăm lucruri cu noi. Aveam încărcătură pe spate fiecare și copil fiind și cărai ceva ca să ai ceva. Șosele erau cu mult praf pe ele, nu erau ca astăzi. La căldura cea mare, în momentul când ne apropiam de o fântână, știți, erau fântâni cu o cumpănă. Și la fiecare fântână era un gheap cam de 2 metri lungime pentru a adăpa caii. Așa era, atunci tracțiunea era mai mult, foarte rar erau mașini. Numai cai erau cei care... Și atunci, în momentul când se vedea, se zărea o cumpănă, se zărea o fântână, tinerii din convoi o luau repede, mai repede și ajungeau acolo. Începeau să scoată apa, după ce se adăpau ei, începeau să toarne în jgheab. Vă pot spune că în momentul când se apropia convoiul, mai rămăsesem vreo 1500 de oameni, se dădea o luptă formidabilă. Oamenii, să știți, deveneau neoameni. Eu am văzut oameni care îi cunoșteam și nu îi recunoșteam în momentul când se apropiau, atât de însetați erau pentru o gură de apă, era o adevărată luptă. Nimeni n-a fotografiat aceste scene. Vă mărturisesc că n-am văzut în viața mea un film care să reproducă o asemenea luptă pentru o gură de apă.
Iar eu vă pot spune că, stând așa amărmurit și uitându-mă la oameni la un moment dat, am auzit ordinul de plecare și însemna să plec fără să fi băut un pic de apă. Și atunci am zărit, ți-o minte și acum, am zărit o urmă de roată de căruță în care erau niște apă murdară. Ți-o minte că m-am aruncat cu burta jos, așa, cu fața și am băut, dar mai mult, să vă spun sincer, că am și mestecat nămol, că era praf amestecat cu apă. Dar niciodată n-o să uit ce satisfacție am avut. M-am ridicat acolo că am reușit să beau acea apă cu nămol, dar și niciodată n-o să uit cât de repede se schimbă omul. Oamenii pe care i-am văzut în jurul meu nu mai erau aceiași. Am trecut Prutul pe pod plutitor și prin o asuliță mai departe spre Nistru, probabil. Dar nu era încă Nistrul liber. Cât puteați dormi, vă oprea convoiul? Ne oprea noaptea, se oprea convoiul la o margine de sat, ne opreau. Și acolo jandarmii se împărțeau în două, jumătate făceau cu schimb, ei se duceau și dormeau în case și jumătate ne păzeau în continuare și noi rămâneam cu toții în afara satului. Cred că vreo 10 zile ne-au dus pe drum și am ajuns într-o localitate din nordul Basarabiei, Edineț, dacă ați auzit de localitatea asta. Acolo ne-au pus în niște case ale evreilor din Edineț, care la rândul lor fusese răscoși și deportați de acolo. În Siberia? Ăștia tot de către trupele române. Ah, deci tot de către trupele. Și noi am... Și ne-au înconjurat cu niște sârmă ghimpată, dar nu mai eram numai noi din Herța. Acolo au dus mai multe convoaie și ajunseserem să fim vreo 11.000 de oameni adunați și înțărcuiți cu sârmă ghimpată. Și ne-au introdus în casele alea 14-15 oameni într-o cameră. Eram fără să țină seama de familie. Cum să nimerea? Acolo a izbucnit tifosul exantematic, cu o mortalitate extraordinară. Acolo eu nu l-am făcut și nimeni din familia mea. Dar acolo a început. La sfârșitul lui octombrie, sau începutul lui... Nu, sfârșitul lui octombrie, în mod cert, s-au făcut din nou, am fost din nou adunați pe localități de origine și a început din nou să ne deporteze, ne-au deportat să mergem mai departe, tot pe jos, spre Nistru. Și atunci nu mai era soare, erau ploi reci mărunte, praful s-a transformat într-un noroi lipicios și pe drum, în momentul în care puneai piciorul în noroi, să știți, de-abia reușeai să-l scoți să faci pasul următor. Foarte greu se mergea. Aici, în momentul în care cineva rămânea în urmă, s-a spus că cine rămâne în urmă va fi împușcat. Vă mărturisesc că prima oară când am avut și eu o nevoie fiziologică, am mai avut o urmă de rușine și m-am îndreptat puțin spre o margine de șanț și m-am întors puțin. Și atunci am văzut pentru prima oară cum un jandarm își scoate arma de la umăr și o îndreaptă spre un bătrân care rămăsese în urmă și l-a împușcat în mijlocul drumului. Și atunci am văzut prima oară eu cu ochii mei, de aceea și rețin teribil scena, în care este împușcat un om. Respectivul a căzut, jandarmul a plecat mai departe. Șoseaua era străjuită de o parte și de alta de niște coceni de porumb care nu fuseseră încă tăiați. Gândiți-vă, era sfârșit de octombrie. Știuleții fuseseră culeși.
dar urma să taie cocenii. Și dintre cocenii de porumb au apărut niște țărani. Veșminte, țărănești, cum erau pe vremuri. Și au început să dezbrace cadavrul respectiv, dar atât de repede parcă erau niște scamatori. Cred că în 2 minute era cadavrul dezbrăcat. Și cei drept l-au luat gol așa cum era și l-au aruncat pe șanț, în șanț. Și au dispărut. După câteva minute nu mai era nimic, ca și cum totul a fost. Atunci am fost mai atent după aceea la scena aceasta, cum se desfășoară, și am văzut aceste execuții care s-au repetat în acest drum. De fapt, așa a fost și numit, au fost convoaie ale morții. Întâmplarea a făcut că toată treaba aceasta a fost urmată de niște reclamații. Probabil că jandarmii au făcut și jafuri de bijuterii la unii sau ceva, că generalul Antonescu pe timpul ăla încă a dat dispoziții, s-a făcut o comisie de anchetă și s-au anchetat aceste treburi și am găsit, sau istoricii au găsit rapoartele. Și gândiți-vă că mi-au arătat istoricii și rapoartele despre acest convoi. A fost condus de un oarecare locotenent, Roșca Augustin. Lucrurile au mers în felul ăsta până la Nistru. Mă mărturisesc că și acum parcă văd în fața ochilor oameni care la un moment dat nu mai puteau merge. Și văd și acum, am așa asta și n-aveam ce face și mergeam înainte și țiu minte, în nopțile mele de coșmar mai am și acum ochii din aceștia care mă privesc și eu merg înainte. Și să știți că toți ăștia au fost împușcați, toți cei ce rămâneau. La malul Nistrului ne-au luat și ne-au dus cu niște poduri plutitoare peste Nistru. Dar acolo, spre deosebire de ce s-a întâmplat până la Nistru, în momentul nu se mai ținea seama de faptul că să fie complet convoiul cu localitatea respectivă. Ne numărau ca pe niște vite, nimeni nu mai ținea cont să aibă nimeni nu mai avea acte de legitimații. Și când se ajungea la 200, se făcea un mic nou convoi. Eram preluați de alți jandarmi de acolo, care ne așteptau, și plecam. Erați încă pe teritoriul României sau... Nu, nu. Ucraina. În momentul... Eram de acum Ucraina, dar sub ocupație de românească. În momentul în care am fost preluați noi, convoiul ăsta mic, atunci imediat a fost dispoziția de a pleca, am plecat, tot așa pe jos, condițiile care vi le-am spus, numai că în momentul când cineva a rămas în urmă, comandantul ăsta al grupului de jandarmi ne-a dat dispoziție să-l așteptăm. Nu a fost împușcat. Asta a fost pentru noi o chestiune cu totul. Primul chiar care a rămas așa, ziceam, ne-am mirat cu toții. Uite, e ceva ce se întâmplă. Și într-adevăr vă spun că, dimpotrivă, ei aveau și jandarmii respectivi, aveau și o căruță care era cu efecte de ale lor. Când unul nu putea și nu mai putea să meargă, pur și simplu l-au băgat în căruța lor. Am ajuns într-un sat. Primul sat era o localitate, Ozarineț. Seara, în momentul când a fost, nu ne-a lăsat în marginea satului. Jandarmii ne-au cazat în casele oamenilor de acolo. Oamenii plecaseră, probabil. Nu, la familie, erau acolo și cu dispoziție să ne țină noaptea. Și a dat dispoziție să ne dea și un ceai cald.
familii de ucraineni. Ucraineni. Ne-au dat ceai cald. O să țin minte cât o-i trăi ceaiul cald de la Ozarineț. Vă dați seama, cu totul altă ceva. Nu ne venea să credem că, uitați, sub aceeași uniformă, oamenii s-au comportat, acest comandant, cu totul altfel. Ne-au dus vreo 60 de kilometri până în interiorul Ucrainei, într-un colhoz, la un grajd. Cu localitatea cam... Hrumiuca, nu vă spune nimic, un colhoz. Acolo ne-au adunat șefii de familii și le-a spus: eu am dispoziție să vă aduc până aici. Grajdul este locul în care trebuie să... că n-am cum să vă bag în altă parte. Și dacă fugiți de aici, eu nu las niciun fel de pază. Zice, n-am. Dar dacă fugiți de aici, să știți că există dispoziția că dacă sunteți prinși, veți fi executați. Și cu asta au plecat, bună ziua și gata. Și noi am fugit. Am fugit de acolo cu riscul de a fi executați. E. Unde ați ajuns? Am ajuns înapoi spre Moghilev, pe malul Nistrului. Acolo tata a fost prins de o patrulă și expediat spre Bug. Și n-am mai știut nimic de el până după război și culmea este că ne-am reîntâlnit cu el după război. El a fost trimis, după ce am aflat de la el, a fost trimis la Bug chiar, la construcția unui pod și a fost sub germani, adică... administrație militară germană. Și a fugit de acolo și în felul ăsta a reușit să scape, că altfel acolo erau executați după ce terminau lucrările. Și noi credeam că e mort. Nu. Eu am avut atunci, la 13 ani și ceva, m-am dus, că acolo erau și niște fabrici la Moghilev. Și era o turnătorie, așa zisă, care lucra pentru problemele militare. Și acum m-am dus la director și am solicitat: uitați-vă, dați-mi și mie ceva de lucru. De ce? Că dacă te primea la lucru, primeai o dovadă că lucrezi și nu te mai deporta să te ia ca cum l-au luat pe tatăl meu. Și în plus, nu erai plătit cu bani, dar primeai ceva mâncare sub forma așa zisului cir. Ce era cirul? Era niște apă fiartă în care erau presărate fire de porumb, nu cumva să fie mămăligă. Asta era, dar era fantastic să ai această apă caldă presărată cu păină de porumb, că era hrană. Și omul respectiv mă întreabă: ce știi să faci? Zic, nu știu să fac nimic, de aveam terminat câteva clase de liceu. Păi n-am ce face cu tine, zice, trebuie să te justific, n-am cum. Și atunci m-am dus la niște ateliere comunale. Intru la acel director și același lucru mă întreabă, eu ce să răspund altceva. Nu. La întâmplător intrase după mine un domn și îl aud o voce din spatele meu. Ce, dați-mi mie, domn director. Ce, eu, zice, la tâmplărie n-am pe nimeni și îl fac ucenic și o să mă ajute. Așa, fără. Pur și simplu o întâmplare de o fracțiune de secundă să fie și el să intre acolo și să ceară ceva. Destin se cheamă. Se cheamă destin. M-a luat acolo. Asta însemna adeverința și cirul de care vă spuneam. Și am devenit ucenicul său. Și în felul acesta, odată am avut și duceam acasă, așa zis acasă. Îi duceam mamei și surioarei cirul și îl împărțeam. Unde locuiați în Moghilev? Într-o căsuță, într-un ghetou. Era sub sârmă ghimpată. Și vă spun că cu asta aș putea să vă spun că am rezolvat o problemă foarte mare.
ați putea spune ce legătură e între pădurea spânzuraților și faptul că am supraviețuit. O să vedeți că poate să existe o legătură. Că te întreb, uneori mă întreabă lumea, cum ai supraviețuit? Și eu vă spun sincer că aproape este ceva așa cu totul, numai datorită întâmplărilor. Pur și simplu, îmi dă dispoziție meșterul. Era român, ucrainean? Nu, evreu. A, evreu. Erau. Și îmi dă meșterul, ce uite ce am făcut. Dar directorii de acolo erau tot evrei? Tot evrei, dar care se comportau conform legilor. Nu trebuia să aibă, să se justifice dacă să deau, dar să te angajezi. Dar aveau un alt statut oarecum? Nu. Aveau un alt statut în sensul că aveau ce mânca. Nu erau deportați. Că erau localnici, practic, din Mogilev. Nu, erau sau tocmai alții tot veniți de peste Nistru. A, și numiți așa, în aceste ateliere. Da. Și uitați-vă că am dă dispoziție să mă duc cu un scaun făcut de el pentru un plutonier de jandarmi de la Legiunea Mogilev. Ăla locuia, bineînțeles, afară. Mi se face o delegație cu ștampilă, cu tare lucru, să duc scaunul. Și mi se spune, da, adresa, instrucțiuni să mă șterg pe picioare, să nu intru, că eram sălbăticit. Și ajung acolo, bată în ușă, cum mi s-a spus, și intru. Când am intrat, nu venea să cred, era camera mobilată, normală, stăteam și mă uitam și era și o noptieră. Pe noptieră era pădurea spânzuraților. Eu nu mai citisem, ziar n-am mai văzut totul. Și am stat cu privirea fixată asupra cărții și parcă l-auzi și acum, ce te boldește așa? Asta a fost termenul folosit. Și zic, uitați, mă uit eu la carte. E un regionalism moldovenesc. Da, moldovenesc, ce te boldește? Și și te interesează? Cum să nu? Că nu citisem nimic atunci încă. Nu avusesem exantematicul încă. Și, într-adevăr, îl iau și vă spun sincer că am citit-o de vreo 20 de ori, că nu aveam ce citi și eram dornic să citesc. Și peste vreo două luni vine din nou și comande ceva. Și mă vede și pe mine meșterind. Și mă întreabă, ai citit cartea? Eu, da, vă las. Și a început să discute despre carte. Ce i-a fi plăcut ce am spus eu despre carte, că după o perioadă vine din nou și zice, cu tine am treabă, nu mai am cu meșterul. Și îmi spune, uite, zice, mâine ce o să fie deportare din nou spre Peciora. Peciora era un lagăr pe malul Bugului în care au fost 95% au murit, au fost foarte multe cazuri de canibalism. Și dacă te deporta acolo, aveai încât și nu o să fie valabilă adeverința, ci da 24 de ore, cât se umple vagoanele. După aceea o să fie din nou valabilă. Tu ascunde-te. Ăsta era plutonier? Plutonier care a venit pentru că îi plăcuse probabil discuția mea despre pădurea spânzuraților. Era, era repartizat în Mochilev? Da, era repartizat. Era în legiunea, legiunea de jandarmi. Vă dați seama, era cel care, pentru care s-a făcut scaunul. Și datorită discuției despre pădurea spânzuraților, a venit să mă prevină și să mă ascund. Și într-adevăr m-am ascuns în canalele de scurgere ale Mogilevului și am scăpat. S-au plecat trenul cu... Mama dumneavoastră, sora dumneavoastră? Nu, femei, n-au luat atunci femei. Numai băiați, bărbați. Și am scăpat atunci și prin asta am scăpat poate și cu viață. Iernile erau îngrozitoare și ca să ajungi să ai ceva lemne să te încălzești, trebuia să furi. Erau case bombardate care erau părăsite, vă dați seama, și aveau lemne la șarpantă. Și ne duceam, trebuia, și atunci stăteau și de pază unii ca să
prevină dacă vin patrule de jandarmi. Că dacă erai prins în afara ghetoului, erai pasibil de împușcare. Și, într-adevăr, într-una din nopți, că noaptea se mergea, ne-am organizat la fel să mergem și atunci mi-a venit mie rândul să urc eu la șarpantă. Și eram sus, a venit, mi-a semnalul că se apropie o patrulă de jandarmi. Toți ceilalți au reușit să fugă. Eu, când am ajuns jos, exact ajunsese și patrula de jandarmi. Doi erau, de fapt. Și mâinile sus, sigur că mâinile sus. Și ostașul respectiv, iau unul gradat și unul fără. Nu știu ce grad avea, vă spun. Era o lumină difuză pe acolo. Și cel fără grad vine să-l împușcăm. Și gradatul spune, nu, zice, îl ducem la legiunea de jandarmi. Așa, fără nicio chestiune. Și mă ia să merg înainte și ei în spatele meu. Puști, am puști, vai, șamar de mine. Merg și cel care spusese să mă împuște, probabil că supărat că nu a fost de acord gradatul respectiv, mă lovea cu patul de armă în spate și aveam exact în coaste, vă spun, era o durere aproape insuportabilă. Și la un moment dat am trecut pe lângă un stâlp cu un fel de cu lumină, așa, și așa, fără să mai țin seama de nimic, m-am întors. Țiu minte de ce vă spun toată chestiunea aceasta. Pentru că a fost hotărătoare pentru mine. În momentul în care m-am întors, el era pregătit din nou cu patul de armă să dea în mine. Și s-a oprit, nu-i venea să creadă, dar avea o figură atât de îngrozitoare, de ceva, o răutate, o ură animalică, încât în secunda aceea am avut un gând care mă stăpânește și azi. Ce, dacă cumva e să supraviețuiești, niciodată să nu faci ce a făcut acest om cu tine. Și să știți că în momentul când am vreo tendință, ceva, un gând mai puțin favorabil unui om, îmi apare chipul ăstuia. E ceva cu totul așa, încât eu n-am reușit să urăsc. Tocmai pentru că mi-am promis acest lucru, știți cum îmi vine acest chip. Și culmea este că chipul celui care m-a salvat și a spus să nu fiu împușcat, nu mi-l pot reaminti sub nicio formă. De ce? Pentru că tot timpul, știți, s-a concentrat atunci în secunda aia asupra acestui chip. Asta este o treabă care mi-a influențat, vă spun, foarte mult în viață. Astea se amintiri, cum să vă spun, după ce mi-am recăpătat memoria, să știți că aici... Cum ați pierdut-o? Am pierdut-o, am făcut exantematic. Și tot acolo în ghetou. Practic, da. La Moghilev era un ghetou cu evrei care fuseseră deportați. Și acolo am fost duși într-o izolare. Acolo boala se desfășoară în felul următor, cumva evoluează, temperatura îți crește de tot mai mult și după aia intri în delir. Când ajungi la 41, ceva, spre 42, intri în delir și cine rezistă acestei chestiuni, erau niște medici evrei acolo. Vă spun sincer că nu aveau nimic. Aveau niște termometre în care măsurau temperatura și restul niște cearșafuri, așa zis curate, bai șamar de ele, cu apă rece. Și îți schimbau cearșafurile la cap. În momentul când m-am trezit din delir, foarte mulți dintre cei cu care am fost dispăruseră de acum. De ce? Pentru că au murit.
cam 85% mi-au spus după aceea medicii, și unii din ei au murit, 85% cam mureau. Asta era. Și eu aveam 14 ani atunci, vă dați seama că... Și am scăpat, dar am scăpat cum? Că eram așa de slăbit încât mergeam numai în patru labe, nu puteam să merg. Și al doilea, memoria. În momentul când m-am trezit, aveam vaci amintiri că sunt eu. Părinții, pe mama ați recunoscut-o? Pe mama am recunoscut-o, așa. Însă nu mai știam să citesc. Dacă vă puteți da seama, și nu mai știam să scriu. Ușor, ușor am început și după am și exersat, dar în același timp am început să... Și ușor, ușor, nu știu, nici astăzi și neurologii, că am consultat. Nu știu, explică că mi-au revenit destul de bine, am putut să fac și facultate, să dau liceul. V-ați revenit fost... încă fiind la Mogilev, practic. Da, 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 ușor, ușor. Practic asta s-a întâmplat în 1943. În 43. În momentul în care cursul războiului s-a schimbat, Antonescu a dat dispoziție pentru repatrierea evreilor din Vechiul Regat. Și atunci ne-am trezit că Herța face parte din Vechiul Regat, în concepția lui Antonescu. Și ne-am trezit că se face o verificare și cei din Herța să vină să se anunțe. Ne-am dus cu tare, ne-au înregistrat, au verificat ei dacă suntem din Herța și ne-am trezit repatriați în timpul lui Antonescu. În ce... La 25 decembrie 1943, evreii din Herța, știm precis că în jur de 450 de oameni am fost adunați din cei 1800, deci 3/4 din noi au murit. Și sfertul acesta a fost adunat și în gara Mogilev, țin minte că am mâncat pentru prima oară, într-adevăr, din nou o bucată de pâine normală, care ni s-a dat atunci la urcarea în tren. Al doilea, noi care am venit pe jos, nu ne venea să credem, erau niște vagoane, într-adevăr, de marfă, de bou vagon, cum se zice, dar erau curate. Parcă erau pentru noi niște vagoane pullman. Și în noaptea de 25 decembrie, deci de Crăciun, în prima zi de Crăciun 1943, am sosit în gara Dorohoi.